1995? Da. Eram la Al Nasr. În Arabia Saudită. Înseamnă că atunci o să vedeți în premieră niște imagini pe care colegul meu Dan Ionescu l-a descoperit în arhivă. Este vorba despre un meci din primăvara lui 1995 cu un gol al lui Jerry Gane, care n-a fost titular în acea partidă, a intrat în minutul 70 și după câteva momente a reușit să marcheze golul care va fi până la urmă cel al victoriei. Iată centralul. Ce ziceți? Tragem speranțe că va fi la fel și de plin și mâine, dar cel mai plin a fost la un meci când i-a bătut pe Dinamo 2-0, jucând în 10 oameni din minutul 13, pentru că fusese Aurică Beldeanu eliminat. Iar unde vedeți acum pancardele alea sau banere, cum se numesc, Dumnezeu știe, și pista de atletism, era plină la timpul ăla de oameni. Plină. După eliminarea lui Beldeanu, lumea a sărit gardul și s-a așezat pe lângă dreptunghiul de iarbă, să zic. Am înțeles. Revedem acest gol marcat de actualul antrenor secund, Jerry Gane, pe vremea când avea și plete. Da, cred că prunea era în poartă, nu ne-am dat seama exact. Avem și niște declarații de la acel meci. Iată, încă o ocazie ratată de Universitatea Craiova. Tot de cine Jerry era? Călin cu 11. Călin. Augustin Călin. Haideți să ascultăm și declarațiile, să vedeți ce jucători erau la Universitatea Craiova și mai ales cine era antrenorul. Gica, ați învins Dinamo 1-0. Așa este un meci extraordinar. Și golul a fost descris de Jerry Gane. Radu, un cuvânt acum despre meci și despre acești minunați băieți. Ce să vă zic, uitați-vă și noastră, filmați acolo. Le mulțumim din suflet acestor minunați băieți care tot timpul sunt alături de noi și sperăm să fie și la meciul următoare, la Rapid. Mult succes, Radu! Bravo! Hai! Fundașul Universității, care astăzi nu a lăsat să treacă nimic, Emil, transpirat, obosit, dar... Da, fericit, bineînțeles. Atâta timp cât am câștigat cu 1-0, era de așteptat. Eu cel puțin am spus mai demult că va fi un meci foarte dificil, pentru că ambițiile sunt mari într-un derby Universitatea Craiova-Dinamo. Ne-am convins încă o dată, chiar dacă sunt într-o perioadă de reconstrucție, au o echipă foarte bună și ei. Sper că a fost un spectacol frumos și toată lumea pleacă mulțumită de la stadion. Un cuvânt despre public. Mulțumim din suflet. Sperăm să fie așa și în Giulești și la retur. Succes cu Rapidul! Mulțumim frumos! Jocul de astăzi a fost unul dintre cele dârze. Unul dintre cele disputate până la capăt, o replică foarte, foarte bună a celor la Dinamo, nu m-am așteptat. Probabil ei au considerat că acest meci este pentru ei o șansă să prindă o cupă europeană. Deci un joc frumos, un joc pe care l-am câștigat până la urmă datorită caracterului jucătorilor. Încă astăzi jucătorii Universității Craiova au dat dovadă de un mare, mare caracter, de o adeziune la efort extraordinară. Și am reușit ceea ce ne-am propus, câștigarea celor 3 puncte. Nu știu, de obicei nu vreau să comentez înainte de a vede caseta. Mi s-au părut totuși că arbitrul a obstrucționat puțin jocul, în sensul că a oprit de multe ori jocul, cu faulturi care, zic eu, că nu se impuneau, cartonașe galbene foarte multe, se impunea un cartonaș galben la cadar, mi se pare că el mai primise unul, un cartonaș în care trebuia luat, fiindcă Gabi Popescu scăpase singur spre poartă. Însă nu e competența mea să critic arbitrajul sau să-l laud.